Două autoturisme s-au ciocnit astăzi la intersecția străzilor Miron Costin cu Petru Rareș din Roman din cauza că unul dintre șoferi nu i-a acordat prioritate celuilalt. Marți 19 septembrie, în jurul orei 14, în timp ce conducea un autoturism marca Opel, la intersecția străzilor Miron Costin cu Petru Rareș din Roman, un șofer nu a acordat prioritatea unui autoturism marca BMW, care circula pe strada Miron Costin și l-a izbit proiectându-l într-un stâlp de pe marginea drumului. Păi ăsta vine din partea altă. Care? BMW-ul gri. Da. Ăsta l-altă vine în partea asta, a ieșit total, nici nu mai ceda nimica. Ăsta clansona, nu mai avut timp. L-a izbit în stâlp. Deci s-a întors cu totul, da, de la impact. Da. Eram aici, eram afară, eram la poartă. Deci tot am... speriat? Normal, nu știam ce sunt. Am fugit ca să-i ajut, am zis că au rămas imobilizați acolo. Sunt și eu șofer la rândul șoferii meu. Șoferii sunt bine, i-ați văzut? Da, sunt bine. Unul era un pic panicat din Opelul ăsta, Zamfira. Ăsta la altul era plin de sânge, pe la nase. Din BMW, da? Da. Deci... ăsta nu a dat prioritate aici așa. I-am explicat că a avut oglinda din față. O zic că nu există oglindă. Cum, doamne, uite, aia i-am arătat. Da. Și mereu se întâmplă... deci incere... pentru neacordare de prioritate. Da. Deci omul ăla... ai fost aici accidente din această cauză? Da, o zbura ca în film. Eu aici am perete, mi-au zburat. Erau copii afară, nu e prima oară. Deci mereu. Nu s-a sigur, pleacă ca nebune. Polițiștii i-au testat alcool scopic pe cei doi șoferi, rezultatele fiind negative. Șoferul care nu a acordat prioritate a fost sancționat contravențional.